26 iunie este Ziua Internațională a Luptei împotriva consumului de droguri, iar Biblioteca Municipală Ion Barbu a marcat această zi importantă printr-o expoziție de carte. Volumele care vă sunt aduse în atenție pun accentul atât pe ilegalitatea traficului de substanțe stupefiante, dar și pe urmările consumului de droguri. Expoziția din această perioadă de la Biblioteca Municipiului Câmpul Lung este dedicată datei de 26 iunie, care este simbolistică a Zilei Internaționale împotriva consumului de droguri. Această zi este marcată anual la data de 26 iunie pentru a consolida o acțiune și o cooperare în realizarea unei lumi fără abuz de droguri la inițiativa Organizației Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate. Problema drogurilor este o problemă complexă la nivel mondial care afectează milioane de oameni din întreaga lume. Astfel, mulți oameni care consumă droguri se confruntă atât cu stigmatizare și discriminare, dar acestea pot dăuna și mai mult sănătăților fizice și psihice și îi pot de asemenea împiedica să aibă acces la ajutorul de care au nevoie. Astfel, Organizația Națiunilor Unite recunoaște necesitatea unei abordări centrate pe oamenii politici în materie de droguri. Se urmărește creșterea gradului de conștientizare asupra importanței tratării cu respect și empatia persoanelor care consumă droguri, oferirea de alternative la pedepse, la prevenirea consumului acestor substanțe și de asemenea la creșterea gradului de conștientizare privind extinderea epidemiilor de SIDA și hepatită în rândul persoanelor care consumă droguri, precum și extinderea și consolidarea acestor programe de prevenire a epidemiilor. De asemenea, ONU decide prin rezoluția 42/1987 ca Ziua Internațională de Luptă împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri să fie data de 26 iunie. România a ratificat și a aderat la toate convențiile internaționale, al căror scop este controlul și limitarea consumului de substanțe ilegale. Vorbim aici de Convenția și Protocolul cu privire la opiu, încheiată la Geneva 19 februarie 1925, Convenția asupra traficului ilicit de substanțe și stupefiante și substanțe psihotrope de la Viena din 20 decembrie 1988 și în România legea 143 din 2000 se ocupă cu prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. De asemenea, în România, principala instituție care stabilește concepția de ansamblu și asigură o coordonare unitară în baza unei strategii la nivel național este Agenția Națională Antidrog. Ziua Internațională împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri este marcată pentru a consolida acțiunea și cooperarea în realizarea unei lumi fără consum de droguri. Apelul din 2024 a Zilei Internaționale împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri este acela de a se investi în prevenire.